Bună seara! Am rugămintea să luați loc fiecare, ca să putem începe ședința de guvern. Datele de astăzi privitoare la numărul de persoane diagnosticate ca fiind infectate cu COVID trebuie să reprezinte un semnal de alarmă și să ne determine la o mobilizare suplimentară. Campania de informare publică trebuie să fie pusă în slujba interesului cetățeanului și să transmită toate informațiile necesare pentru a îi convinge și pe cei care astăzi nu respectă regulile, că este absolut necesar să fie respectate aceste reguli. Sigur că ne confruntăm cu un mediu politic în care foarte mulți lideri politici de luni de zile neagă pericolul, instigă populația la nerespectarea regulilor și inițiază, alături de instituții aflate în slujba lor și nu în slujba cetățeanului, tot felul de demersuri, cum a fost demersul de astăzi, care s-a judecat la Curtea Constituțională. Ce vă cer? Toți miniștrii care aveți instituții care au competența legală de a verifica respectarea regulilor, să mobilizați aceste instituții și să asigurați prezența lor în teren. Respectarea regulilor în toate spațiile publice, indiferent că este vorba de locul de muncă, indiferent care e locul de muncă, poate fi birou, poate fi fabrică, poate fi șantier, trebuie respectate regulile. Aici, inspecția muncii trebuie să fie pe teren. De asemenea, poliția trebuie să fie implicată și să susțină controlele efectuate de entități partenere, cum ar fi inspecția muncii sau ISCTR-ul pentru respectarea regulilor privind transportul public. De asemenea, e foarte important regulile. Sunt absolut necesare în transportul public. De asemenea, trebuie verificată respectarea regulilor în spații comerciale și, în general, în toate locurile unde există interacțiune între oameni. Doar dacă reușim să asigurăm respectarea regulilor, putem să ținem sub control evoluția epidemiei. Domnul ministru Predoiu, vrem să vă cer un punct de vedere legat de decizia de astăzi a Curții Constituționale privitoare la carantină, izolare, pentru că au apărut speculații legate de faptul că nu ar exista temei pentru carantină și izolare. Or, mie nu mi s-a părut că a existat o astfel de decizie. Doamne președinte, în primul rând trebuie să vedem decizia în ansamblul său și motivarea și după aceea, evident, trebuie să stabilim un mod de reacție față de această decizie, care, prin forța legii, va deveni obligatorie odată publicată în Monitor Oficial. Până la publicare, însă, Monitor Oficial, vorbim doar de o informație de presă, transmisă probabil de Curtea. Și nu generează niciun efect juridic. În acest moment nu. Am înțeles. Oricum, trebuie să fim pregătiți cu orice modificare a legislației care se impune, în cazul în care sunt afectate articole care ne creează cadrul legal pentru dispozitivul de apărare a cetățenilor împotriva COVID. Da. Bine. Domnul ministru Tătaru, planul de distribuție a măștilor către cei 2.300.000 de beneficiari. Da, au fost 14 firme care au avut ofertă conformă. Prima câștigătoare are termen 7 zile să livreze toată cantitatea. Mâine dimineață se semnează contractul și va începe și livrarea. 115 milioane de măști.
Da, 115 milioane de măști. Am înțeles. Când expiră termenul de contestare? Mâine dimineață se semnează contractul. Mâine se semnează contractul și au termen de 7 zile. Să ajungă toată cantitatea la toți beneficiarii. Sunt 2.300.000 de beneficiari. Da. Deci, practic, ele le distribuie către direcțiile de sănătate publică, am înțeles. Da. Și DSP-urile au situațiile pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Către autoritățile locale care și distribuția urmează să se facă de autoritatea locală, evident, cu sprijinul asistentului comunitar, asistentului social, da? Da, da. Foarte important să dăm acest semnal pentru persoane cu venituri mai mici, persoane vulnerabile care așteaptă această formă de sprijin și e chiar absolut necesară, că vedem că există un risc de creștere a nivelului de răspândire. De asemenea, domnul ministru, mâine organizați o videoconferință cu directorii de DSP-uri și de asemenea cu directorii de spitale. Trebuie să fim pregătiți pentru creșterea numărului de pacienți, pentru creșterea numărului de persoane care sunt diagnosticate pozitiv. La fiecare creștere a numărului de persoane diagnosticate pozitiv, DSP-urile, de exemplu, trebuie să mobilizeze suplimentar pentru efectuarea anchetelor epidemiologice. Viteza de derulare a anchetei epidemiologice este vitală pentru reducerea răspândirii virusului, pentru că identificarea rapidă a persoanelor care au intrat în contact cu o persoană care a fost diagnosticată pozitiv poate permite măsura izolării imediate și împiedicarea transmiterii virusului către persoanele care intră în contact. Cu atât mai mult cu cât mulțimea interacțiunilor între oameni a crescut semnificativ în urma măsurilor de relaxare și este necesară viteza asta. Solicitarea mea e să îi mobilizați pentru că am simțit așa o ușoară oboseală și ei trebuie să înțeleagă că nu a trecut pericolul și dimpotrivă cu atât mai mult acum trebuie să fie mobilizat. Avem pregătit și prin asistența medicală și prin Inspecția Sanitară de Stat. Fiți pregătiți cu măsuri de rezervă privitoare și la creșterea numărului de pacienți. Adică noi trebuie să știm, de exemplu, ai un număr mai mare de persoane infectate, dacă rămânem fără paturile necesare, să spun, într-un județ, în spitalele de suport, noi trebuie să știm foarte clar care este arealul, unde ducem pacienții, care sunt măsurile care le luăm, cum creștem numărul de paturi. De asemenea, aveți grijă să creștem capacitatea de tratare în ATI, pentru că s-a constatat o creștere a numărului de persoane care au nevoie de tratare în secțiile de terapie intensivă. Am înțeles că s-a finalizat achiziția, am recepționat deja 200 de ventilatoare care trebuie să fie pregătite și să fie transmise în funcție de nevoile de tratare care există, plus sunt contractate deja încă un număr semnificativ de noi ventilatoare. Da, am avut un caz la Ploiești, unde deja erau ocupate terapia intensivă și a trebuit să transferăm către București. Aici ar trebui să aveți grijă să existe un procent, un anumit număr de locuri care să asigure o rezervă strategică pentru orice situație care se poate apărea în fiecare județ. Sigur. Da? Deci tot timpul trebuie să avem soluții de rezervă. Comandantul, centrul care dirigează toate aceste lucruri trebuie să primească informații în timp util și imediat să poată să ia deciziile pentru a putea asigura tratamentul pentru persoanele care sunt infectate. Domnul ministru Popescu, am văzut foarte multe vești, știri despre liberalizarea prețului la gaze, că o să crească prețul la gaze, că îi forțăm pe oameni să-și renească contractele. Care e situația reală? Domnul prim-ministru, ce vreau să vă spun este că începând cu data de 1 iulie, prețul la gaze va fi format liber și pentru, cred că pentru prima dată nu mai putem vorbi de creșterea prețului la gaze, ci cu cât va scădea prețul la gaze. Eu sunt foarte optimist și o să vedeți că avem dreptate. Prețul la gaze în urma liberalizării va fi mai mic decât prețul pe care populația îl plătea în momentul acesta la un preț reglementat. Cert este că este nevoie de o informare amplă a populației, a consumatorilor casnic ce trebuie să facă, cum pot să schimbe un furnizor foarte simplu, indiferent dacă au semnat sau nu un contract
cu furnizorul din acest moment. Chiar astăzi, dacă au semnat un contract, mâine pot să schimbe furnizorul. Dacă au o ofertă, dacă au o ofertă mai bună, evident, și sunt oferte mai bune pe piață decât ofertele celor doi mari furnizori care dețin peste 90% din piață. Trebuie să mai știe consumatorii casnici că una este distribuția gazelor, deci cei care dețin conductele de distribuție a gazelor, și alta este furnizarea, cei care vând gazul. Cei care dețin conductele de gaze au obligația să asigure buna funcționare a rețelei de distribuție. Cei care furnizează obligația de a da acele gaze pe conductele de distribuție nu sunt legate. Cei doi mai furnizori beneficiază și de licență de distribuție și de furnizare, deci au împreună acest monopol natural, să-i spunem, dar dacă pe conductele unui distribuitor circulă gazul altui furnizor, nu este nicio problemă. Responsabilitatea de a funcționa corect este a distribuitorului. Deci nimeni nu poate să condiționeze. Și un distribuitor nu poate să crească tariful de distribuție. Tariful de distribuție este reglementat, a rămas reglementat peste tot în Europa, este reglementat, deci acolo nu poate fi umblat. Are obligația în acest tarif să asigure funcționarea rețelei de distribuție. Domnul ministru, de asemenea, mă interesează tendințele privitoare la prețul gazului și pentru consumatorii industriali, pentru că știu foarte clar că foarte multe companii din România au fost lovite cu leuca în cap de ordonanța 114, care au crescut prețurile la gaz și au distrus competitivitatea și profitabilitatea. Aici, de asemenea, va trebui să urmăriți cu mare atenție împreună cu ANRE-ul procesul și cred că și aici competiția trebuie să ducă la o scădere a prețului la gaze pentru consumatorii industriali. Domnul prim-ministru, s-a înlocuit modalitatea de vânzare pe bursă a gazului de către producători cu un așa zis gas program release, tot o vânzare într-un mod transparent, tot pe bursă, dar sub o altă formă. Acolo pot participa inclusiv clienții industriali mari ca să cumpere gaz direct de la producători, să evite furnizorii, iar producătorii au scos la vânzare prețul, plecând de la un preț de pornire legat de bursa regională de la Baumgart, de la Viena, care este foarte jos și reflectă prețul actual al gazului la nivel european și mondial. Practic putem spune că inclusiv clienții industriali au acces la gaz ieftin în momentul de față. Asta este important, să aibă acces la gaz ieftin. Deci ne-am trăit într-un paradox. Suntem țara din acesta real, care are cele mai mari resurse de gaz natural. Și cu toate astea, la noi prețul gazului, în special pentru producătorii industriali, a ajuns mai mare decât, zic la Baumgart, a ajuns mai mare decât în țări dezvoltate, care sunt mari consumatoare de gazuri. Situația asta este o situație care, în mod evident, dezavantajează economia României și distruge competitivitatea companiilor românești. Așa este, aveți dreptate. Și eu cred în acest program că vom avea gaz ieftin în România. Bun, o să urmăresc cu foarte mare atenție. Domnul ministru Boloș, cum stăm cu distribuirea ajutoarelor alimentare finanțate de Uniunea Europeană în POAD? Pe data de 22 iunie am început operațiunea de distribuire. Sunt 1.188.000 de pachete pe care le distribuim cu valoare de 225 de milioane de euro. Am început din local. Avem practic toate contractele semnate, da. Toate cantitățile achiziționate, da. Și graficele de avem livrare. Listele de beneficiari clar, da. Stabilite. Da. Prefecturile se implică așa cum trebuie în procedura asta? Da, și mai avem și call center-ul pentru beneficiarii persoane vârstnice și chiar vreau să pun în discuție, pentru că o parte dintre cei care sună acolo sună după pachete alimentare. Practic sunt oameni în situația în care nu au mijloace de... Da, chiar au nevoie. Nu au mijloace de subsistență. De subsistență asigurată și vreau să vă cer acordul să gândim un set de măsuri de sprijin pentru aceștia. Sigur, aici și cu sprijinul domnului ministru de interne care coordonează activitatea prefecțiilor, ei trebuie să se mobilizeze și să asigure... Zilnic la acest call center sună astfel de persoane care sunt lipsite de mijloace materiale de subsistență. De asemenea, vrem să vă mai întreb, domnul ministru. Domnul ministru, comunicați cu mine. Aș dori să pregătiți
o documentare și să faceți o conferință de presă privitoare la situația semnării contractelor de finanțare pe faza a doua a postului de mediu care e finanțată din POIM, extinderea rețelelor de apă și canal. Sunt milioane de cetățeni români care au dreptul să beneficieze de un lucru simplu, apă curentă și acces la canalizare. Avem la dispoziție fondurile europene extrem de importante. Timp de 6 ani de zile, cei care au fost la putere, atât la nivel național, cât și la nivel județean, și-au bătut joc de proiectele astea. În nici 7 luni de zile am asigurat cofinanțarea lor, am permis decontarea cheltuielilor care erau neeligibile ca urmare a creșterii manoperei, urmare a tâmpeniei de ordonanță 114, am făcut toate demersurile. Aici vreau să reiasă foarte clar că dacă nu se semnează contractele de finanțare și dacă milioanele de români care au acest drept și există alocați bani europeni, lucrul ăsta se întâmplă din cauza baronilor nesimțiți care n-au absolut niciun fel de interes în a pregăti aceste lucrări prin intermediul ADI-urilor și societăților de apă. Deci vreau aici un material foarte clar legat de situația în domeniul respectiv, pentru că nu mai putem accepta minciuna și bătaia de joc care este administrată către oameni legată de acest subiect. Sunt niște bani la care avem dreptul, putem să-i accesăm fără nicio problemă, iar dacă nu se vor folosi banii ăștia pentru ca oamenii să beneficieze de rețele de apă și de canalizare, să se știe clar cine sunt responsabili pentru această situație. Și de asemenea, concentrați-vă și pe cele 7 județe, toate PSD, care dacă nu încheie lucrările, riscăm să trebuiască să dăm toți banii înapoi pe exercițiul 2007-2013. Adică aici vreau să informăm corect oamenii. Merg până a ajunge acolo, încât în localitățile care ar urma să intre în aceste programe finanțate de la nivel european de introducerea rețelelor de apă și canalizare, efectiv să-i mobilizăm, să le spunem oamenilor respectiv că dacă nu încep lucrările, este pur și simplu vina celor care conduc județele, care n-au efectiv capacitatea și buna voință de a derula aceste proiecte. Nu se poate să ajungem aproape de finalul exercițiului financiar multianual 2014-2020 să nu fie semnate și începute lucrările pe toate cele 41 de județe pentru care există finanțare. Deci aici vă rog să pregătiți pentru următoarea deședință de guvern o situație cu motivele care au, nu unde s-au semnat, pe unde s-au semnat contractele de finanțare, care stadiile și ce trebuie să facă ei și mai ales cum putem să-i sprijinim să urgentăm derularea procedurilor de achiziție, derularea lucrurilor efective, iar unde nu s-au semnat contractele de finanțare, vreau să am o imagine foarte clară privitoare la responsabilitățile celor care nu au făcut ce trebuie până în momentul de față. Am înțeles. Da? Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Vela, știți foarte bine. Deci prefecturile mobilizate, toate echipele de evaluare a pagubelor în urma inundațiilor, după retragerea apelor, să fie pe teren și să consemneze toate aceste pagube care au fost provocate de inundații. Da? S-a transmis către toate comitetele locale, există comisii la nivel de primării. Să vă raporteze zilnic din fiecare județ, dintre localitățile care au fost afectate de inundații, câte localități s-au deplasat și au efectuat evaluările. S-a demarat activitatea. Să nu ne trezim că sunt unii care își fac treaba și alții care nu își fac treaba și din cauza lor care nu își fac treaba întârziem alocarea resurselor pentru acordarea despăgubirilor. Aici vreau într-un termen cât mai scurt să veniți pe masa Guvernului împreună cu Ministerul Dezvoltării, cu hotărârea de guvern sau hotărârile de guvern pentru alocarea sumelor necesare pentru a-i despăgubi pe cei afectați de inundații. În aceeași registru, domnul ministru Oros, v-am spus clar, deci trebuie finalizate evaluările, adică făcute verificări pe teren, prin sondaj, să nu ne lăsăm numai pe ce spun unii și alții, să știm foarte clar cine sunt fermierii afectați, ce ferme au fost afectate, care sunt suprafețele și vreau să pregătiți cam până în 15 iulie să pregătiți situația cu necesarul, sumele necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru fermierii ale căror suprafețe au fost afectate de secetă.
În ce stadiu sunteți, domnul ministru? Da, s-au finalizat, s-au sintetizat datele culese în teren. Este vorba de 1,2 milioane hectare și acum se fac verificări prin sondaj privind corectitudinea celor consemnate în procesele verbale. Deci mi se pare realist termenul de 15 iulie, termenul în care să știm foarte clar cuantul sumelor, astfel încât să putem să adoptăm actul normativ. Aici va trebui obligatoriu, inclus domnul ministru, la rectificarea bugetară sumele, pentru ca ele să poată să fie alocate către cei afectați de secetă. Da, rectificarea bugetară o să o facem după data de 15 iulie și atunci o să avem toate informațiile. Sper să avem toate informațiile și pentru inundații și pentru secetă. Că și aici n-aș vrea să tragem de timp, deci la rectificare, adoptăm la rectificare, imediat după rectificare trebuie transmise toate sumele către beneficiarii, în drept, cei care au dreptul să beneficieze de aceste sume, pentru că foarte mulți fermieri au fost afectați de această secetă, se află într-o situație dificilă și au nevoie ca de aer de despăgubirile astea. În mod evident, știți că am discutat și de plățile la hectar și de situația plăților la hectar și aici trebuie să ne mobilizăm astfel încât să asigurăm cât mai repede posibil transmiterea sumelor aferente plăților la hectar către cei 800 și ceva de mii de fermieri care au fost depus solicitări. Am cerut comisiei permisiunea de a oferi aceste avansuri mai devreme, cu două luni. Așteptăm... Deci banii ăștia trebuie să vină atunci când încep lucrările de toamnă și când fermierii se mobilizează pentru efectuarea lucrărilor de toamnă. Ăla e momentul cel mai potrivit. În mod normal primeau pentru plata pe suprafață avans începând din 15 octombrie. Am cerut la începutul crizei ca această dată să fie una mai aproape. Să fie devansată. Adică, fie devansată, mă rog, am cerut 15 august. Da? Dar măcar 15 septembrie să se aprobe. Suntem în multe țări care am cerut acest lucru și cu siguranță vom obține. Acceptă. Da, doamna ministru Alexandru. În continuarea preocupărilor dumneavoastră, alături de domnul ministru Vela și de echipa Ministerului Afacerilor Interne, am pregătit o hotărâre de guvern care să răspundă situațiilor din cele 29 de județe afectate de fenomenele hidrometeorologice. Suntem pregătiți astăzi cu un proiect de hotărâre de guvern pentru a prevedea cele necesare financiar ca urmare a constatărilor Ministerului Afacerilor Interne, ale echipei pe care o coordonez din partea ANEPI. Suntem pregătiți cu un act de guvern astfel încât guvernul să răspundă prompt nevoilor acestor oameni afectați de inundații. Deci solicitați introducerea pe ordinea de zi suplimentară implicit, a unei hotărâri de guvern. Vă rugăm să ne permiteți să introducem pe ordinea de zi această hotărâre de guvern fundamentată cu alte propuneri de proiecte. Domnul ministru Tătaru. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu includerea pe lista suplimentară a ședinței guvernului a proiectului de hotărâre a guvernului pentru completarea normelor metodologice de aplicare și a prevederilor referitoare la Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din titlul 9, Cardul European și Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății aprobate prin hotărârea guvernului numărul 900 din 2012. Proiectul a fost depus în original în Secretariatul General al Guvernului, Ministerele de Resort avizând favorabil, fără observații, proiectul de act normativ. În acest proiect de act normativ o să asigurați și funcționarea aplicațiilor pentru cardul de sănătate, domnul ministru. Cred, sper. Da. Aici va trebui să găsim o soluție, domnul ministru. Deci nu cred că mai putem tolera aceste situații de grave disfuncționalități pe cardul de sănătate. Totuși, noi suntem guvernul digitalizării și va trebui să găsim o soluție. Se lucrează în acest moment la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe servere noi care se poată suplini. Bine. De acord, dar domnul ministru, aveți o datorie. Aveți o datorie, vă ascult, domnul ministru Alexandru. Bună ziua, domnule prim-ministru, stimați colegi. Propunem astăzi guvernului spre aprobare hotărârea de guvern pe care am promis-o de la începutul mandatului, și anume operaționalizarea SUMAL,
Astăzi și astfel ne putem încadra în termenul asumat pentru finalizarea acestui proces, adică sfârșitul lunii iunie. Iată că avem rezultate concrete pe un proiect esențial pentru protejarea pădurilor României, care până acum câteva luni era doar un plan pe hârtie întârziat, sistematic, cum am mai declarat, și nejustificat încă din 2016. Domnule prim-ministru, dați-mi voie să vă informez că noua versiune creată de la zero aduce inovații care ajută pe de o parte munca de combatere a tăierilor și a transportului ilegal, dacă va fi cazul, și evident avem și mecanismele ca toți cei care vor face acest lucru să fie descoperiți în timp util și sperăm noi pedepsiți și, foarte important, simplifică enorm de mult munca lucrătorilor silvici pe teren. E o bucurie pentru noi, pentru că pentru prima dată România poate spune că are cu adevărat un sistem revoluționar care poate opri tăierile ilegale din pădure și mai ales transportul acestora. De aceea vă rugăm să fiți de acord cu aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Întâi sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Evident. Vedem cuprinsul. De acord, domnul ministru. Și dacă îmi permiteți, mai avem, domnule prim-ministru, un proiect de ordonanță de urgență a guvernului privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrația rezervației biosferei Delta Dunării în administrația națională a apelor române pentru un proiect european pentru faza costieră 2. De acord. Mulțumesc. Care e situația, domnul ministru, cu Viitura? Mâine am înțeles că vă deplasați la Botoșani. Domnule prim-ministru, și în cadrul întâlnirii pe care am avut aseară cu dumneavoastră la Ministerul de Interne și am convocat tot aseară Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, am convenit ca mâine și eu și echipa de la Apele Române împreună cu colegii de la Ministerul de Interne vom fi prezenți mâine după amiază când va fi maximul de Viitură care vine din Ucraina la barajul de la Stânca Costești, astfel încât mâine vom convoca și vom conduce acel Comitet Județean pentru Situații de Urgență în județul Botoșani. De asemenea, dați-mi voie, dacă ați permiteți... Ați făcut o estimare a evoluției, că Viitura a intrat în țară și trebuie făcut o estimare a evoluției Viitorii ca să putem estima volumul. În momentul de față, singurele probleme care ar putea să intervină dacă Viitura este mai mare decât anticipăm astăzi, din Ucraina spre România, în doar două localități din județul Botoșan, Baratca și Rădăuți-Prut, trebuie menționat și evident liniștită populația că ai noștri colegi atât de la Apele Române cât și de la IGSU sunt deja în teren și sunt pregătiți în cazul în care situația o va impune. În momentul de față gestionăm cât se poate de bine această situație și trebuie menționat faptul că la barajul de la Stânca Costești astăzi avem înmagazinat 700 de milioane de metri cubi de apă. În ultimele două săptămâni am început eliberarea și evident uzinarea acestora pentru ca în cazul acestei viituri să putem înmagazina încă 500 de milioane de metri cubi. Aval de barajul de la Stânca Costești în mod normal nu ar trebui să avem probleme pentru că fenomenele meteorologice la final de săptămână nu se vor mai manifesta în Moldova. Domnul ministru, acolo de viitui controlat în aval. Da, în aval situația este mult mai simplă. Important este că fenomenele meteorologice nu se vor mai manifesta în zona de est a țării, ci vor acționa în partea de vest la final de săptămână. Bine, mulțumesc. Mai aveți ceva? Nu mai aveți. Doamna ministru Alexandru. Eu mai devreme n-am știut că deschideți seria propunerilor din partea noastră pentru a fi introduse pe ordinea de zi. Precizam doar despre buna colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne în pregătirea doar două zile actului normativ pentru a ajuta pe cei afectați de inundații. Dar fiind atunci la această secțiune în agendă, vă rog să aveți în vedere că am primit foarte multe sesizări de la Fabrica de Arme cu Gir și de la Uzina Mecanică Mija, care ne semnalează anumite probleme în ceea ce privește drepturile la pensii ale angajaților care au lucrat adică în anumite grupe. Adică nu le-a fost considerat faptul că au fost în grupa 1 sau în grupa 2. Da, și atunci vă rog să aveți în vedere că la momentul care vom ajunge la actele suplimentare de pe ordinea de zi, să discutăm și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii 263 pe 2010,
cu privire la cele două categorii de angajați, viitor pensionari din cele două unități menționate. Avem toate avizele, Ministerul Justiției are o observație pe care am toată disponibilitatea să o discutăm la momentul la care, dacă apreciați, de acord cu introducerea, vom discuta. Sigur, când mulțumesc. Intră pe ordinea de zi. Doamna secretar de stat. Domnule prim-ministru, vă rog frumos să-mi permite să introducem pe ordinea de zi suplimentară proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație. De acord. Un alt proiect de hotărâre a Guvernului este acela pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții construire cămin studențesc, Universitatea de Vest din Timișoara, strada Renașterii, numărul 24B, municipiul Timișoara, județul Timiș. De acord. Și la final mai avem un proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa 1 și etapa 2. De acord. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, vă solicit includerea pe agenda de lucru a ședinței Guvernului a proiectului de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și măsurile pentru buna organizare și desfășurare a acestor alegeri. Cum am stabilit, pentru 27 septembrie, și toate prevederile legate de reducerea termenelor și cu măsurile de protecție a celor implicați în procesul electoral, da? Da, și protecția și susținerea, modul de susținere a măsurilor de protecție. De acord cu introducerea. Mulțumesc. Domnul ministru Popescu. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu proiect de ordonanță de urgență de introducerea pe ordinea suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea legii energiei electrice și a gazelor naturale numărul 123/2012 cu modificările și completările ulterioare și a legii numărul 257/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere și de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. De acord. Proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea termenelor de aplicare a măsurilor prevăzute prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică. De acord. Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea articolului 36. Profitați de liberalizare ca să veniți cu ordonanță multă pe masa Guvernului. Aliniatul 6 din legea numărul 46/2008, codul Silvic. Am ajuns la o formă. Ați ajuns la o înțelegere. Am ajuns, da? La o înțelegere. De acord. Suntem co-inițiatori cu Ministerul Mediului. Cu Ministerul Mediului. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil, clădire și a terenului. Și Ministerul Justiției. Aveam plan prins, nu e în linia noastră de competență. Deci nu, evident, nu ca inițiator, nu, dacă v-ați avizat. Urmarea poziției Ministerului Justiției s-a creat acest. Bine, exact. Mulțumesc. Eu speram că și urmarea poziției premierului. În special. Nu știu dacă vi s-a relatat reuniunea în care timp de o oră jumate am înțeles de ce lucrurile nu merg așa cum aș dori. Dar da. Vreau să spun că tehnic. În regulă. Bine. Sprijinim cum am putut. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil, clădire și a teren aferent în cotă indiviză. Nu, ca să știți despre ce e vorba. De ce este vorba de asigurarea frontului de lucru pentru compania energetică Oltenia. Da. Din cauza faptului că erau două situații de teren care sunt în frontul de exploatare a lignitului, terenuri deținute de companie și terenuri expropiate prin procedura expropiării pentru cauză de utilitate publică, de câteva luni nu s-a ajuns la o soluție și în sfârșit s-a rezolvat această problemă ca să putem să asigurăm cărbunele necesar pentru funcționarea combinatului energetic Oltenia. Da, domnul ministru. Și mai am două proiecte de hotărâri. Proiecte de hotărâre privind înscrierea unui imobil, clădire și teren aferent în cotă indiviză, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru completarea anexei numărul 7 la hotărârea Guvernului 1715-2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. De acord. Și proiect de hotărâre privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea regulamentului UE 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul
energiei electrice și de abrogarea Directivei 2005/89/CE și pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. De acord. Domnul secretar de stat Scrioșteanu. Domnule prim-ministru, vă rugăm domnule să... Domnule ministru, Popescu, închideți microfonul. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern a unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea legii numărul 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiție autostrada Iași-Târgu Mureș, autostrada Unirii. Avem câteva observații de la Ministerul Justiției, o parte le asimilăm, o parte le vom discuta și explica la momentul dezbaterii. De acord. Mulțumesc. Domnul secretar de stat, domnul secretar de stat Scrioșteanu. Da. Deci, cei de la metrou trebuie să știe că puteți fi prezent dimineață, la prânz, seara, noaptea. Nu i-ați găsit la lucru, luați măsuri. Deci nu se poate să ne împiedicăm de un amănunt tehnic. Iar acolo trebuie să ne asigurăm că se mobilizează în trei echipe, 24 de ore din 24, ei stau și finalizează lucrarea respectivă. Nu mai putem tolera atitudinea care exista până acum. Am înțeles, domnule. Și v-am spus, când îmi termin eu programul de lucru, oricând săptămâna viitoare, dacă vreți, mergem împreună, dar fără să anunțăm că mergem. Am înțeles. Da? Vom să știe prezent. Că în orice zi, la orice oră, din zi sau din noapte, este posibil să se trezească cu reprezentanții Ministerului sau Guvernului că l-are pe ei. Și dacă i-am prins că nu lucrează, îi taxăm. Așa vom propune măsurile necesare în așa fel încât să ne asigurăm că va fi dat în folosință cât se poate de repede. Bine, domnul secretar de stat. Mulțumesc. Doamna ministru Anisie. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord să introducem pe lista suplimentară un proiect de hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. De pentru acord. Scoaterea din funcțiune a acestor clădiri. Mulțumesc. De acord, doamna ministru, înainte de a prezenta următorul act normativ, am rugămintea să vă aplicați cu mai mare seriozitate pe solicitările autorităților locale privitoare la acordul pe care trebuie să-l dați ca anumite clădiri care au, în care au funcționat școli, dar în care nu mai funcționează școli, nu mai există populație școlară. Ei solicită să permiteți utilizarea acestor clădiri în alte scopuri. Nu mai putem să ținem clădiri care stau în paragină, unde nu se mai întâmplă nimic, unde nu există populație școlară, pentru că nu vrea inspectoratul sau cineva din minister să-l transfere către autoritățile locale. Foarte multe autorități locale au proiecte de centre, de diferite investiții, ei pot să folosească aceste clădiri, aceste active, și cred că trebuie să analizați cu mare seriozitate toate solicitările autorităților locale, pentru că este necesar să nu mai ținem active pe care să nu avem capacitatea să le administrăm și care nu sunt folositoare, pentru că nu mai există în momentul de față populație școlară. Da? Da, domnule prim-ministru, mâine o să am o videoconferință cu inspectorii școlari generali din toată țara și le voi transmite să se aplece asupra acestor situații. Eu zic să și urmăriți, pentru că există la ora actuală sute de solicitări din partea autorităților locale. Personal, oriunde mă duc, vă spun, la orice întâlnire care am avut-o cu primarii, este o problemă care mi-a fost ridicată, în care sunt active care nu sunt lăsate de zona educației să fie folosite în alte scopuri, în condițiile în care, repet, nu mai există nicio rațiune pentru a menține acel activ cu destinația școală sau destinație cu scop de educație. Da? Da. Bine. Și de cele mai multe ori acele clădiri nici nu mai sunt funcționale din punct de vedere al cerințelor. V-aș face așa, v-aș face să vă trimit niște poze de astfel de clădiri pe care inspectoratele școlare au refuzat să-și dea acordul pentru a putea fi folosite în alte scopuri. Să vedeți
Domnule prim-ministru, vă promit că mâine voi lua măsuri în această privință. Probabil că inspectoratele școlare în această perioadă au fost foarte prinse cu realizarea examenelor naționale. Și le voi spune că de luni încolo să se ocupe și de acest aspect. De asemenea, pentru ordinea de zi suplimentară, v-aș ruga să permiteți introducerea unui proiect de lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii. Legea stabilește, de fapt, cadrul legal unitar pentru reglementarea profesiilor și reprezintă punerea în aplicare a Directivei 958/2018 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie din 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări. Practic, e o transpunere de directivă, nu? Da. De acord cu introducerea. Mulțumesc. Oricum, aveți aprecierea mea pentru modul în care sunt organizate examenele și toți detractorii și toți cei care au făcut campanii ca să împiedice realizarea acestor examene și să afecteze, de fapt, viitorul copiilor, au primit un răspuns foarte consistent din partea echipei de conducere a Ministerului, a inspectoratelor. Chiar, după cum s-au desfășurat până acum examenele, aveți nu notă de trecere, aveți notă mare. Astăzi a fost ultima probă a examenului de bacalaureat. Și mai urmează repetarea pentru cei care n-au putut la evaluare și după aia pentru bacalaureat. Am înțeles. Începând de luni este etapa specială pentru evaluarea națională și luna cealaltă etapa specială pentru examenul de bacalaureat. Mulțumesc, doamna ministru. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc, mass media. Domnul secretar general. Domnule prim-ministru, vă rog că să fiți de acord să introducem pe ordinea suplimentară un proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea REAPPS în domeniul public al statului și administrarea serviciului de telecomunicații speciale. De acord. Mulțumesc.